Bună ziua și bine v-am regăsit! Invitata mea de astăzi este o doamnă din Deva, care timp de mai bine de jumătate de veac a adunat o colecție impresionantă de costume populare și obiecte tradiționale românești. Haideți să o cunoaștem pe Ana Tricu! Populare, icoane, tablouri, dar și multe alte obiecte tradiționale din gospodăria țăranului român, adunate de peste secole, se găsesc în colecția particulară a unei devence. Ana Tricu ne povestește cum a început să prindă viață micul ei muzeu. De când mi-a știu, mi-a plăcut lucrurile frumoase. Și pe măsură ce m-am maturizat, am văzut că lucrurile frumoase iau locul altor lucruri mai moderne și atunci m-am hotărât ca în măsura în care va fi posibil să protejez cât mai multe lucruri din casa țăranului român. Eu sunt dintr-un sat, Meseșenii de Sus, din județul Sălaj. Sunt fata unui țăran care a făcut 8 copii și care ne-a dat o educație aleasă la toți. Și în condițiile în care a venit comunismul peste noi, ne-a purtat pe cei care am fost mai mici, ne-a purtat și ne-a făcut o meserie. Toți am învățat bine și fiecare a avut o șansă de a face o meserie. Eu am făcut o meserie care se numește topografie. Așa se face că Ana Tricu a avut ocazia să călătorească prin toată țara. Mai multe femei au făcut meseria de topograf, dar ca să o practice am fost foarte puține. E mai mult pentru bărbați. E o meserie cu mare răspundere, e o meserie de teren, cu aparatul în spate, cu iarnă, cu vară, și așa, fiind angajată la un institut de proiectare, a trebuit să... Am avut un atelier de topografie cu foarte mulți colegi și numai două femei topografe, din care numai eu eram singură, că ea avea soțul topograf și se mai ajutau, nu făcea chiar așa mult teren. Eu mă duceam alături de toți bărbații. Așa se face că mi-am cunoscut țara. Mi-am cunoscut țara mergând pe jos, făcând studii de topografie cu colectivul de la Institutul de Proiectări Hunedoara Deva.
Ana Tricu a ajuns pe Melia Burhiune-Dorene la scurt timp după terminarea școlii profesionale. Avea la Deva o soră, așa că a venit aici. A lucrat pentru o perioadă la un centru de recepționare a semințelor, iar apoi a hotărât să își continue studiile. Am văzut scris în ziar că absolvenții școlilor profesionale așa pot să dea examen de diferență, să meargă la școli tehnice și am lăsat tot baltă și m-am dus la școală tehnică, la Gioagiu. Și am dat examen, am reușit printre prime, era concurs mare și am reușit printre prime că acolo la Zalău unde am făcut școală, aveam niște profesori speciali și foarte bine ne-a pregătit. Și nu am uitat ce am învățat și am intrat. Și așa că am făcut școala tehnică, tot cu subvenție de la stat și apoi am făcut o practică la Simeria. Și după ce am terminat practica, mi-am dat examenul de diplomă și m-am angajat ca topograf la oficiul de cadastru, ca și cadastraș. Am lucrat cadastru aici la Deva. O situație foarte importantă. Să faci reperaje, să faci descifrări pe fotograme, pe aerofotograme, pe zboruri fotogrametrice, să identifici, să știi cum să faci delimitarea, să identifici categoriile de folosință și să faci hărți. Deci pe hărțile pe fotograme, de pe fotograme pe hărți și așa că am avut, cum să zic, un noroc că mi-a căzut la sorți cea mai frumoasă, eu zic, cea mai frumoasă comună din județ. Eu așa zic, oricine ce mi-ar zice, mai frumoasă comună ca Demsușul nu există. Și a fost comuna Demsuș, cu Peșteana, Peștienița, Poieni, până la Lunca Cernii, cu Valea Fierului, tot metru pătrat cu metru pătrat, pădure cu pădure. Acolo sunt și mici mine care se exploată cu calul, mină de Mica, care e foarte specială, imediat lângă Criba. După aia, tot felul de zone așa frumoase, până la Bertelot, până... Deci, asta am făcut, nu mai spun de biserică, nu mai spun de celelalte tău fără fund, care e acolo între Peșteana și Densuș. Și așa am umblat eu două veri, vara, toată vara, pe munte și pe deal și iarna la birou. Aici, la Deva, l-a cunoscut Ana Tricu și pe actualul ei soț. Stăteam în chirie, aici, lângă pompieri. Și gazda mea era o femeie văduvă și soțul stătea și el în gazda alături. Și aia era o femeie mai în vârstă. Și povestind ele acolo, îi spune gazda mea: auzi, eu am o fată, atât e de bună, atât e de deșteaptă, e cu minte, așa. Nu știu când și-o găsi și ea un băiat bun. Dar ea zice, dar să vezi ce băiat am eu. Și așa a zis, păi hai să le facem cunoștință. Și soțul meu avea un accident, era operat la picior și el stând acasă, eu circulam pe stradă și stând toată ziua în curte, a întrebat și el, cine e fata asta care se plimbă pe aici? Și a zis, dacă vrei să o cunoști, uite, vii așa. Și așa au aranjat ele ca să mă cunoască și când l-am văzut așa, zic că, o, Doamne, și șontorogul ăsta, ce-i trebuie, că a venit și eu, știi? Dar după aia a zis că a luat bilete la film, am zis că n-am timp. După aia a zis, nu nimic, că am eu timp.
O să mai vină film. Da, dacă nu-ți place film, mergem la spectacol. Dacă nu-ți place spectacol, mergem la teatru. Dacă nu-ți place la teatru, mergem la terasă. Și până la urmă v-a cucerit. Și m-a cucerit, da. Asta era acum câți ani? Acum 50 de ani. Că avem 49 de ani de căsătorie. Femeia își aduce aminte cum arăta Deva pe vremea când s-a stabilit ea aici. Strada Aurel Blaicu era o stradă care se numea Măgheruța și era cu curgea apa pe mijlocul, pe Blaicu în jos. Cu așa. Pe Călugăreni era altă apă care curgea și cea mai importantă apă era care venea de la Liceul Miner. Pe lângă Liceul Miner și mai importantă era Cerna. Intra în Deva, intra pe la Sântu Halm, cum e acum, prin spatele cum sunt cam pe unde sunt spațiile comerciale Practicher, cam pe acolo. Deci pe acolo era o vale. Era canalul Cerna. Și apoi intra pe depozitelor, pe strada depozitelor și ieșea în Piața Mare, mergea pe lângă Piața Mare, unde era o moară, unde e Piața Mare acum, chiar unde e blocul R, era o moară, mai încoace puțin, și mergea pe lângă uzina electrică și ajungea în Mureș. Asta era canalul Cerna. Apoi s-a făcut niște construcții de blocuri pe canal. Am urmărit, am făcut și trasare, chiar mi-am cumpărat un apartament făcut pe Cerna și, așa ca paranteză, când a fost cu tremurul și am simțit că se mișcă, în secunda următoare am zis, s-a mișcat, blocul nostru e pe piloni, zic, s-a mișcat un pilon, a fost Cerna, nisip, freatică, mișcare și s-a mișcat și se lasă blocul. Asta a fost senzația mea în secunda aia. Nici de cum nu m-am gândit la cutremur. Pentru că știam variantele de construcție a blocului, participam la ședințele de lucru, participam la proiectare, la execuție, la soluțiile de mărirea rezistenței în cazul în care se găseau vegetație și proiectantul vedea o anumită cotă de fundare, imediat să mai băga mai adânc, să, mă rog, și de aia așa. Deci ați prins și cutremurul aici. Cum a fost? Cutremurul, da, asta, cutremurul era seară și eram la baie, făceam baie fetiței și am văzut că se mișcă. Soțul meu era la bucătărie cu un prieten și prietenul ăla era un inginer geodez și a zis, este cutremur, să coborâm. Eu am zis că numai blocul nostru în gândul meu se mișcă, că e pe pilon și mișcă un pilon, din cauza că e pe râul Cerna. Și după aia am coborât toată lumea jos, am realizat că e cutremur, ne-am plimbat toată până dimineața pe stradă toți și aveam foarte puține noțiuni despre cutremur. Erau niște termeni pe care nici nu eram familiarizați, știam foarte puțin. Evenimentele mari au fost cutremurul și apele. Inundația. Inundațiile din 71. A fost și atunci, erau, și atunci în 71 făceam măsurători topografice pe viile noi. Se făcea un studiu ca atunci s-a prevăzut ca să se facă investiții și să popularizeze cu blocuri toată șoseaua, cum ar veni vis-a-vis de Bila și până la stația de transformare, la ieșire din Deva, care nu s-a mai realizat. Proiectul există, dar nu s-a mai realizat. Și eu făceam măsurători pentru studiul ăsta. Și
auzeam că vin ploile, că vin apele și mi-am lăsat teodolitul într-un loc lângă stadion unde credeam eu că e mai la protecție. Dar și m-am dus pe cetate și când am văzut că apele sunt atât de mari, am coborât, mi-am luat aparatul în spate și stadia și toate sculele, trepiedul și le-am dus acasă. Bine că acasă le-am dus la bloc și când am ajuns la bloc, deja era apa până la brâu. În Gojdu era apa până în brâu, mergea cu barca. Am ajutat niște prieteni să urce la noi și am stat acolo până s-au tras apele 2-3 zile în bloc și ne uitam de la etajul 2 cum vin ploile și noi ce face. N-ați mai putut ieși din casă? Nu, n-am mai ieșit pentru că trebuia numai cu barca și atunci am lăsat ca aia cu barca să umbli cu aia bolnav, cu aia neputincios și cu aia care n-au ce să mănânce, dar noi oarecum am avut de toate, nu țin minte, am dus și pe prietenii aia cu copiii. Printre toate aceste amintiri, unele triste, altele minunate, Ana Tricu păstrează cu drag în suflet momentul achiziționării fiecărui obiect din colecția sa. Primele obiecte de la mine de acasă. Pe măsură ce mă depărtam, mergeam pe acasă și așa și aia nu trebuie, aia nu ne mai trebuie, aia nu este bună. Deci am zis, da, dați-mi-le mie, mi le dați. Păi că dacă nu ți le dau, ți le aruncă la părău. Nu, dacă le aruncă la părău, dați-mi-le mie. Și așa am păstrat. Dar după aia când am umblat prin alte case, le-am luat, le-am și cumpărat, nu... Unele sunt foarte valoroase și atunci sigur că am dat bani pe ele. Și mi-a plăcut așa. Le-am tot adunat, le-am ținut la bloc, le-am pus acolo prin dulapuri, mi-am făcut niște nișe pe bloc, le-am ținut înghesuite și după aia când m-am gândit odată că ce-ar fi să ne facem o casă. Și am zis casa să fie mică, să fie modestă, să fie caldă, să fie utilă, dar să am și un loc să-mi pun lucrușoarele. Și așa că s-a creat acest loc unde mi-am pus lucrurile, le-am scos de pe colo și le-am adunat și le-am pus. De câți ani adunați? Da, întotdeauna, de când mă știu, le-am de mică, le-am... Am lucruri... De exemplu, când eu eram acasă, mă trimitea cu vacile, cu animalele la pădure, că la noi suntem la boalele muntelui. Mergeam la munte și atunci ne făcea solnițe și solnițele le făcea tata din corn de bivol. Și în solnița aia, o să vă arăt cum arată o solniță din aia și se pune sare și niciodată nu pătrunde umezeala acolo. Când îi rămâne praf. Și ăla l-am, când am plecat de acasă, am zis, da, solnița asta mi-o dai, tati. Ia-o, de ce să, că era solnița ta. Toți aveam solniță din aia. Și lucruri mărunte cu valoare sentimentală. Care e cel mai vechi obiect pe care îl aveți aici în colecție? Cred că am ferul de călcat, cred că, cu horn. E un fer de călcat cu horn care a fost printre primele fiere de călcat în Transilvania și se făcea focul în el și să avea un horn unde se făcea jarul și se încălzea. Ăla e un fier de călcat vechi. Mai am cât de vechi? Vreo 200 de ani, cred că are. Și cum l-ați găsit? Săracul e și destul de...
șubred așa, dar l-am cârpit un picuț, așa l-am adunat. Păi l-am găsit într-o colecție la cineva, da. L-am cumpărat cu o colecție. De asemenea, în colecția de Vencei se găsesc costume populare vechi din toate zonele țării. Aveți costume populare doar din zona noastră sau și din alte zone ale țării? Din toată țara. Da. Am și moldovenești, am și oltenești, am și din Ținut. Dar vreau să vă spun cu dragă, cu toate că sunt sălăjeancă și hainele din satul meu sunt faine, dar ca cele de la Pădureni nu există. Așa mi se par mie cele mai frumoase. Și bogate, și lucrate cu multă artă, și pe aceste pe costumele pădurenilor este și constelația. Dacă mai specialiștii care sunt mai așa spune, uite, svastica este pe desen, dar svastica nu e de la Hitler încă. Ea este semnul soarelui, nu știu cum, și așa mai complicat. Nu pot să... Dar am și cojocele de 80-90 de ani. Am cu regele Mihai și Ana, cojocel, lucrat. Mai spun de... Uite, am un ceas de vânătoare acolo în spate, cu care cu emailuri și cu așa. Ăla și ăla are 100 și ceva de ani. Am un ceas și un felinar cu care a fost dotate căile ferate române, prima cale ferată care a fost dată pe la 1890 sau cât. Așa, de atunci, din colecția aia, fiecare gară avea un luminator în care se băga un fitil, ceva, și primea trenul. Și un ceas cu trenul pe el, CFR scrie, care sună și acum destul de bine. Din farfuriile astea sunt toate foarte vechi, foarte vechi. Valoroase sunt în sensul că farfuriile care sunt făcute din lut, lucrate manual și vopsite cu culori naturale, cu iarbă, cu fructele, cu semințele, cu zeama, cu seva care se găsește. Astea sunt vopsele naturale, alea sunt foarte valoroase. Și am și costume care sunt lucrate cu vopsele naturale. Sceptic la început vis-a-vis de pasiunea de a colecționa a soției sale, Teofil Tricu este acum mândru de fiecare obiect din micul muzeu al familiei. Este ceva mai deosebit. Ceva mai deosebit că e ceva lucruri vechi și noi suntem oameni mai neatate, lucrurile vechi care poate că tinerețea de acum nu prea pune bază pe ele, dar ce se întâmplă? Lucrul ăsta manual e nemaipomenit, e foarte greu, foarte greu de făcut, e nemaipomenit. Nu poate face nimeni acum așa ceva. Mai vezi pe cineva la război? Mai vezi pe cineva să facă acest lucru? Nu. Nu există. Și noi am adunat, adică soția mea, pe unul umbla pe toate satele, le-au văzut, i-au plăcut, au fost deosebit, i-au plăcut și le-au adunat. Cât au putut adunat. Merea măsura, lăsa mai ieftin pe oameni și zice, dă-mi asta, dă-mi asta și le aduna. Le aduna și le aducea și eu prima dată n-am ajutat, că am fost la bloc prima dată. După aceea am zis, bă, hai să te ajut și eu, hai că... Prima dată ce ați zis? Prima dată am zis că, bă, lasă-le, nu te trebuie ocupa de așa ceva. Nu, lasă, că ai destul de lucru. Că aveam de lucru, că în timpul ăsta, la tipul regimului ăla, aveam de lucru foarte mult. L-am ocupat și eu și ea, plecam pe teren, veneam numai sâmbăta, așa. De-aia ele aduna. După ce, la un moment dat, mi-a plăcut și mie. Și am zis, hai că te ajung și eu. Și am făcut. Și acum sunteți mândru de tot ce e aici? Îmi place. Îmi place, e plăcut. E ceva deosebit care n-am văzut nicăieri. N-am văzut pe nicăieri pe unde am umblat. Cât am fost așa, că vorba am umblat mult. Adică am văzut la țară, la mine, când eram la țară, acolo.
la țară, în partea Sebeșului, pe acolo am văzut tot. Da, dar acum noi avem aștea din toate zonele țării. Și e o plăcere deosebită să le vezi din toate zonele țării. Să vezi fiecare cu portul lui, fiecare cu plăcerile lui, fiecare cu așezarea lor, cum sunt așezați, toți. E deosebit. Dumneavoastră aveți un obiect preferat din toată colecția? Ceva ce vă este mai drag? Mie toate mi-e dragi. Toate sunt dragi. Cea mai dragă piesă din toată colecția dumneavoastră, care ar fi? Aveți una? Da. Care? Icoana Maicii Domnului. Aia mi-e cea mai dragă și vă spun că aia, cu aia m-am născut. Când m-am născut, eu fost deasupra patului meu și mi-am dorit să o am în casă și a dispărut din peisajul meu 60 de ani și după 60 de ani am găsit-o și abandonată și am pus-o pe perete. Aia mi-e cea mai dragă. Știu că e de la străbunici, știu că ne-am rugat toți la ea și e din casa părintească. O altă pasiune a Anei Tricu este poezia. M-am dus la festivaluri și mergând la festivaluri, sigur că mie mi-a plăcut poezia și scrisul. Și am scris. Și așa, la aceste festivaluri, mi-am recitat poeziile și mi-am prezentat costumele. Uneori mi-am prezentat colecția parțială, că vă dați seama că nu m-am putut căra cu colecțiile mele acolo. Așa că am fost la Festivalul Plugarilor invitată la Timișoara, la Muzeul Satului. Am fost la diferite festivaluri care s-au făcut în județ, la Poiana Narciselor, la Pui, la Giuagiu, la multe localități și unde mi-am prezentat județul și țara și am cele mai frumoase întâlniri sunt totuși întâlnirea cu fiii satului. În fiecare an avem pregătit o revistă și acolo mi-am, în revista Fiii Satului, mi-am publicat o parte din viața mea. Mi-am publicat arborile genealogic de la 1800 și până în ziua de astăzi, cu neamuri, frați, surori, nepoți, nepoți. Foarte mulți, unii din nepoții mei au zis, nu știu cine sunt. Trăiesc în America, trăiesc în toată lumea și atunci eu m-am străduit să știe ei cine sunt.